povestirea mine a fost despre cum ne gândim strategia. Da? Dar tot la tine, la cursul ei, spune ce se întâmplă cu strategiile în faza de implementare. Procesul de eșec al unei strategii bine gândite în faza de implementare este de 95%. De aia zic, abia acum începe greu. Dar la faza de implementare începe greu. Deci ai o strategie bine pusă la punct, exact ce e făcut, știi exact care sunt direcțiile strategice, te-a pus să lucrezi pe ele. Și asta înseamnă să implementezi strategia în practică. Ori implementarea strategiei cere ce? Ce are nevoie omul ăsta pentru a implementa strategia? De ce ai nevoie ăsta pentru a implementa strategia? Oameni. De exemplu, oameni. Da? Astăzi vorbim despre oameni și vorbim în implementarea strategiei. N-ai nevoie numai de oameni, dar în primul rând de oameni pentru că ei îți implementează. Și vorbim despre rolul tău în implementarea strategiei. Rolul tău ca manager. Și ce o să vă rog să facem este următorul lucru. Aveți un chestionar. Da? O să vă rog să-l completați. Cum îl completați? Vă uitați că sunt perechi de afirmații. Da? Două câte două. Alegeți acea afirmație care vi se potrivește cel mai bine dintre cele două. Da? Cea care vi se potrivește cel mai bine.